Ia zi, iubilon, ca de obicei. Nu știu, stai să mă uit și eu. Să nu zici de tata? La spital? Bună. Bună. Am vrea și noi două porții de șnițel de pui, cu cartofi prăjiți, două salate de varză albă, o apă plată, o cafea, un cappuccino și o limonadă. Sau tu vrei latte? Să fie atunci un latte și... și atât. Deci fii atent. I-am pus 200 de euro în plic lui doctorul ăla și zice că se ocupă el de tata. Mă, că e cam puțin și că... Dar ce-i? Ce dracu să fie? Nici măcar nu ai așteptat să zic ce vreau să mănânc. Dar ce vrei, frigărui? Hai că-l chem înapoi și comandă frigărui. Nu, nu voiam frigărui. Dacă nu-i șnițe, sunt frigărui. Dacă nu-s cartofi prăjiți, e piure. Dacă nu-i salată de varză, e salată de murături. E de fiecare dată același lucru. Hai că nu-i chiar așa. Ba, e fix așa. Dacă mă ridic acum de la masă și mă duc la chelnerul ăla și bag lima în gură, tu nu o să ai nicio reacție. Poftim. Exact. Vezi? Pe tine nu te scoate nimic din ale tale. Domnul șnițel cu cartofi prăjiți. Hai, iubi, să mergem cu mine cu pofta de mâncare. Ce-i?